și mai bine școala Internat și în vacanțe, în zilele de weekend o să vii, că era la 5 km școala. Uh -huh. Și atunci, cred că a fost o decizie bună. Acum, privind în urmă, nu-mi pare rău deloc. Care este lecția cea mai importantă pe care ai învățat-o tu, iată, de la această școală internată? Inspirația au fost uh, lucrurile reale care mi se întâmplau la moment. Au fost un fel de refuziu. Ce e pentru tine acum acasă? Clujul sau Republica Moldova? Greu. <laughs> Greu de răspuns. Poezii vesele nu prea am. Adică, la modul ăsta, oamenii fericiți nu prea scriu poezii. Sunt <laughs> foarte bună la scris. Mă cred bună, cel puțin. <laughs> M-a mm -hmm. sunat de dimineață mama. Întreba pe acasă când mai vii. Iar în glasul ei simțisem teamă. Azi e singură, dar are trei copii. Mi-a tot povestit despre grădină, atunci când ești bine cu tine, când ești fericită, împlinită, ce ține de viața ta profesională, viața ta personală, ce facem? Nu scrii poezii? Salut, Olga! Îi salut, Mihaela! Ei, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat uh, invitația mea la acest podcast pe ultima sută de metri. Dom'le, uh, pleci înapoi în România și ți-ai făcut timp pentru ca să vii să discutăm un pic și îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc foarte mult în primul rând pentru invitație și am fost atrasă inclusiv de titlul podcastului, mm -hmm. la ea acasă, pentru că Moldova totuși e casa mea, chiar dacă de ceva timp m-am adoptat Clujul și mă simt și acolo acasă. Da, iată o să vorbim despre asta, să știi că m-am gândit să te întreb unde de fapt tu te simți acum acasă, dar îmi spui mai târziu. Da, titlul acestui podcast este la ea acasă și acesta e scopul meu ca tu să te simți și eu inclusiv și Bogdan să ne simțim ca acasă. Mai ca acasă nu promit, am emoții și dacă cumva mă văd, băi, iertare. Eu am o tradiție la podcastul meu din 2022, încă noi suntem apropo în anul 2023 deja și nu o să stric această tradiție și o să te întreb despre prenumele tău, Olga, dacă te-ai gândit, dacă ai citit vreodată ce înseamnă Olga de fapt și cine ți-a pus acest prenume, mama sau tatăl tău? Numele meu, ești prima care mă întreabă de prenume. Majoritatea mm -hmm. mă întreabă de nume. Da, da. Că sună mai diferit. Uh, prenumele e pus de tata. El a pus numele și la sora mea și la fratele meu. Mama a zis că nu a avut probleme cu asta până în momentul în care au aflat că de fapt <laughs> numele meu e numele unei foste de-a tata de yeah. Dar ea a interpretat bine acest lucru. A zis că mm -hmm. se mai întâmplă multe. Despre ce înseamnă am citit, cred că pe vremea facultății, în primul an, îi nu FSS, asta știu sigur. Uh -huh. Are ceva tangență și cu numele Elena, din câte mi-amintesc. Cred că duce ceva spre sfânt, dacă nu mi-amintesc greșit. În rest, nu sunt tare interesată de uh -huh. detalii. Dar ce ține de nume, iată ai avut, mai ales în liceu, gimnaziu, când. Toate glumele posibile care puteau să fie despre numele meu s-au Ca... făcut Acum, când cineva mai face o glumă, e greu să mă uimească Pentru că le-am cam auzit pe toate Iată și... care a fost cea mai obișduitoare pentru tine, știi? Și acum o... îți aduce aminte de ea, chiar dacă a fost uh, în trecut spusă Vai, cândva interpretam urât când mă întreba cineva Dar cu ce ai bătut capul tău? <laughs> acum spun cu minte atunci eram așa panicat nu știam ce să răspund, să răspund cu rău sau cu bine. Acum mai iau o glumă, că nici nu mai sunt așa mulți oameni care fac glume, alții mă întreabă mai mult. Chiar așa te cheamă? asta e numele după soț? Nu s măritat. ok. Ca să facem o claritate la început, am început cu o nume, dar să vedem cine este Olga. O să te provoc să te autodescrii. Olga. O fată. Care scrie, mult scrie, care iubește să descopere oamenii, iubește să ofere oamenilor. Cred că de aici o porniți și pagina mea de Instagram, că am început să ofer ceva. Mhm. Am zis că dacă tot îmi place limba română, hai să ofer asta acolo. Dacă îmi place să scriu, hai să ofer asta acolo. Și cam atât. Care este, iată, că ai spus tu de Instagram? Care este rolul tău principal pe Instagram? Scopul meu inițial nu era neapărat unul să cresc o comunitate. Uh -huh. Era pur și simplu să-mi fac cunoscute textele mele. Am zis, dacă le scriu, de ce să nu le audă și alții? Poate în ceea ce am scris eu să regăsesc alții. Poate ajut pe cineva prin ceea ce am scris eu. Și, văzând mesajele care mi-au venit ca feedback, înțeleg că totuși au fost de folos pentru cineva poezie. Cineva s o regăsit, cineva au avut nevoie să se. Să... Să plângă, să-și scoată emoțiile, cineva au nevoie să-și spună povestea și, în general, în text, în cântece, noi căutăm povestea noastră. Uh -huh. Și atunci când găsești un cântec, o poezie, o poveste în care îți regăsești cei ce ai trăit tu, te simți cumva mai aproape de omul celălalt. Și asta am obținut eu. M-am poziționat cumva mai aproape de fiecare om, deși la distanță. Uh -huh. Iată, despre poezie și scris neapărat să mai vorbim. Raionul Florești. Acolo tu ai crescut și. Ce ne poți spune despre acel loc și copilăria ta de acolo? Deși n-am spus la nici interviu asta, cred. Eu mi-am făcut studiile în școală tip internat, la Văscaouți, mm -hmm. în Reunul Florești. Școala este închisă deja de ani buni, n-am mai fost pe acolo de mult, dar copilăria mea cam acolo a fost. Vedeam foarte des acasă, în weekend, în vacanțe, dar majoritatea timpului meu liber și studiile inclusiv acolo erau. Nu pot să zic că am avut o copilărie rea. A mm -hmm. fost chiar foarte bună și nu mi-a lipsit nimic. Uh, am avut prieteni, am avut oameni care să mă îndrume, am învățat multe. Chiar bună. Iată, care sunt acele principii de viață care le-ai primit tu din copilărie, le ai și acum și te mândrești cu ele? Cred că unul din principalele principii să fiu independentă, să nu depind în primul rând financiar de cineva mm -hmm. și nici emoțional la modul absurd să las oamenii să plece atunci când vor să plece, să nu îi țin cu tot din sus, să nu judec oamenii, să le accept așa cum sunt ei cu bune, cu rele, cu mm -hmm. unele decizii, dacă de exemplu chiar și asta cu plecatul, dacă omul celălalt a decis că eu nu mai sunt parte din viața lui, de ce să mă țin? Poate revine mm -hmm. sau poate nu, vedem peste timp Iată că ai menționat despre asta când ai început să fii independentă financiar. La ce vârstă? După 16 ani, cred că. Care a fost primul tău job? Primii tăi bani, cum i-ai făcut? <laughs> Primii mei bani i-am făcut... De fapt, am avut bursă de merit Că eram încă în gimnaziu. Primeam bursa asta doi elevi din școală pentru care m-am implicat și eu. Nu era mult, era câteva sute de lei, cred că vreo două de lei, dar dacă nu i-am luat tot anul, adică eu i-am adunat și la final de an, uh -huh. am primit toată suma, ți -mi că era o mie și ceva de lei, m-am dus și mi-am luat haine pentru 1 septembrie la liceu să merg uh, frumoasă și astea au fost primii bani, cred că câștigați uh, ușor. Uh -huh. Dar deja, ca job, eu lucram ca educator în tabere de vară. Uh -huh. Vara lucram, în timpul anului învățam, și cam așa a fost toată perioada de liceu. După care am hotărât să-mi caut un job mai stabil, doar că cu facultatea era aproape imposibil. Și abia în anul 2 de facultate m-am și angajat la universitate. Iată, eu înainte să vorbim despre poezii și scris, pentru că asta este pasiunea ta numărul 1, vreau un pic să-ți descoper personalitatea și vreau să te întreb de ce ți este frică? Care este frica ta cea mai mare? Grea întrebare. nu am analizat-o atât de bine. Cred că mi-e frică de singurătate. Deși la un moment dat îmi plăcea dar totuși cred că asta e frică. Nu-mi place să fiu singură. Prefer să am în jurul meu oameni. Dacă singur singură, mi se pare că nu evoluez. Nu okay. văd exemple, nu văd uh, oameni în jurul meu care să mă susțină și așa mai departe. Și n-am nici eu la rândul meu pe cine să ajut, pe cine să susțin și să fiu singură în casă, de exemplu. nu uh -huh. Probabil tu... asta vine de la faptul că, scuze că te-am întrerupt, uh -huh. de la faptul că am fost la școala internat și acolo erau permanent mulți copii. Eu niciodată nu eram singură. Și acum că am crescut, cumva simt nevoie întotdeauna să fii cineva în preajmă, chiar și acasă, când sunt singură, parcă ceva n ajunge. Pun un video pe fundal, ceva să aud, să ascult un podcast, o carte audio, uh -huh. că e greu. Dar că ai menționat despre asta și ne-am dus un pic înapoi, de ce anume școală internat ai ajuns să... Uh, Decizia a apărțând mamei și a fost, cred că, una grea, acum fiind mare, înțeleg. Uh, după ce părinții mei au divorțat, uh -huh. Era mai greu să crești trei copii singură și frații mei, fiind mai mari, soră și frate, uh, erau deja clasa 8-a, 9-a și nu avea rost să îi mai schimbi într-o școală în alta. Eu, fiind în clasa 2 -a, uh, nu puteam să mă lasa acasă cu bunica pentru că nu eram cel mai cum copil, făceam toate năzbătile posibile și bunelul era tare supra pe mine și au hotărât ca să nu rămân cumva acasă și să fi neglijent. Uh, Bunica, cumva, cu studiile mele, că era ocupată cu alte treburi, eu zis că e mai bine școala internat și în vacanțe, în zilele de weekend o să vii, că era la 5 km școala. Mm -hmm. Și atunci, cred că a fost o decizie bună. Acum, privind în urmă, nu-mi pare rău deloc. Oamenii privesc cu milă. Să nu se interpreteze așa, nu e despre milă, e despre decizii care fac bine uneori. Care este lecția cea mai importantă pe care ai învățat-o tu, iată, de la această școală internată? Că sunt oameni. Sunt uh, copii, maturi, adulți, nu contează, fiecare are problemele lui și înainte să judici decizia unui om, trebuie să-i încalți lui uh -huh. și să mergi pașii pe care i-a el, ca să înțelegi, până atunci n-ai voie, pur și simplu să judici să până și să burfești. Ce? Nu știi prin ce a trecut omul până la a lua decizia asta, că și inclusiv pe mine mulți mă întrebau, de ce părinții te au hotărât asta? Așa e de rău, cum se duc la internet? Și ai zis că trebuie să mergi să vezi cum e acolo. Să uh -huh. că, de fapt, profesorii de acolo sunt foarte buni, erau foarte implicați. Uh, am primit atenție, cred că de acolo mi s-a pornit dragostea pentru învățat, că atâta timp cât eram la școala de masă în sat, a întâi, a doua, uh, nu prea am țin fi dat interesul pentru școală, mai mult era pentru joacă. Acolo era timp pentru distracție, era timp pentru învățat. În timpul liber nici nu prea aveai mare varietate ce să faci, deci trebuia să citești, puteai să brodezi, să croșetezi, să desenezi, orice. Uh -huh. Tot era din limita la ceva util, practic. Maxim să joci un fotbal, da, nu era de mine. Uh -huh. Dar ce îți plăcea, iată, ție să faci mai mult? Ce ține de brodat, croșetat, fotbal chiar? Ce pasiuni erau ale tale în copilărie? Eu majoritatea timpului liber îl petreceam în bibliotecă. Eram, cred că, prin clasa, clasa doamne, pe la 10 ani, când am început deja să citesc romane, pentru că bibliotecarea nu mai avea povești să-mi dea din bibliotecă, le citesc toate. Și m-aș și verificat dacă le-am citit pe toate, pentru că când îi aduceam cartea foarte rapidă înapoi, zicea că cum așa, ai citit tot Da. Stai că îți punește întrebări despre cartea. La orice pagină citea acolo câteva rânduri și mă întreba cine era cu tare sau ce-o făcut cu tare eu mă puneam să-i povestesc poveste de la capcoadă uh -huh. și vedea atunci că am citit, se convingea și îmi dădea alta. și tot așa până le-am citit pe toate și nu mai aveau erau și basmi, și legende și povești tot am citit și a zis cât că e timp să-ți dau un roman și acolo a început greul <laughs> Dar acum iată ce tipuri îți plac mai mult, genuri de cărți îți place mai mult să citești? Acum nici nu prea am timp pentru citit uh -huh. dacă sincer Uh, am citit foarte mult în perioada facultății, pentru că filologii cam era im impus, doamne, inclus. Uh, dar acum aleg să citesc uh, câteodată cărți pentru relaxare. Nu știu, mm -hmm. ceva, un roman ușor, care nici nu trebuie să te um, să înțelegi cu ce o să termini cartea da, aia. Da. Sau, în zile în care sunt mai lejere, încerc să citesc ceva care să mă informeze, care o să văd ceva strategii noi, sau ce au făcut alții, sau chiar, nu știu, studii diferite despre, acum recent am citit uh, gene de mamă, și uh -huh. deși nu sunt mamă și încă nu planific, <laughs> a fost foarte interesant să descoper niște lucruri care nu le știam eu despre corpul feminin. Și inclusiv literatură de genul. Îmi plac. Uh -huh. Iată, ai spus mai devreme că nu ai fost un copil cine știe ce cu minte și vreau să te întreb care este cea mai mai nebunatică, năzbâtie pe care ai făcut-o și îți amintești de ea? Ai, nu știu. așa de mult. <gânt> una, așa, mai. Care îți amintești de ea? Care mi amintesc? Una dintre cele mai mari, așa, au fost că am pus în priză ceva ce nu trebuia. Deși mi s-a spus să nu îmblu la priză, să nu uh -huh. mă joc acolo, sora mea avea părul lung și era mereu coc. Am luat-o clemă din aia care se bagă în coc și am băgat-o în priză și m-a aruncat. Uh, atunci am înțeles de ce nu trebuie să mă mai joc la priză, s-a stins lumina pe toate 14 etaje, eu atunci stăteam în Ucraina cu părinții, cu mama. Uh -huh. Și a venit mama acasă seara, eram doar cu sora mea acasă. Eu plângeam, sora mea tot, că nu era tare mare, nici avea 13 ani. Nimeni nu înțelegea ce s-a întâmplat, lumina nu era. Noi stăteam pentru un deja pentru că mama a venit seara acasă. Noi plâns, panicate, speriate. Uh, chestia asta încă stătea în priză. Am venit <laughs> acasă mama și a pus mâini în cap, să zic că nu vă mai las singure niciodată. Pe mine tocmai de aia au decis să mă dea mai bine la școală internat decât să mă ia cu ea la lucru uh -huh. și să mă las singură acasă în weekend. Pentru că în timpul săptămânii, da, eram la grădiniță, școală și nu era cumva o problemă, dar un weekend era mai greu. Uh -huh. Iată, tu mai devreme mi-ai spus despre calitățile tale bune, dar totuși aș vrea să te întreb, la ce crezi tu că ar trebui să mai lucrezi? La încredere în mine. Uh -huh. <laughs> Pentru că am desori perioade în care, nu știu, parcă e o criză de personalitate, mi se pare că nu sunt suficient de bună, nici în ceea ce știu bine să fac și mă mare cum aș putea să... Fac să, ce trebuie să fac să cresc? Uh -huh. Să-mi găsesc problema mea. Și atunci încep prea tare să sap acolo unde nu neapărat trebuie. Și cu cât mai mult înțeleg că nu știu, mă super, mă afectează, deși n-ar trebui. Și atunci mă gândesc că ar trebui să lucrez la încrederea de sine și la comunicare, la limbaj, pentru că sunt foarte bună la scris, mă cred bună cel puțin. Uh -huh. Dar la comunicare mi se pare că aș avea unde să învăț, pentru că accentul se simte, rusismele nu, nu lipsesc din vocabularul meu. Și atunci la asta încă mai am de lucrat. Mai bine, să la curs de dicție poate, dar vedem. Sigur, o să le reușești pe toate. Și voiam să te mai întreb care crezi că este cea mai bună realizare a ta până acum? Îmi spuneai că o să mă întreb ceva de realizări. Și atunci am zis că trebuie să mă gândesc care pentru că depinde pentru cine. Eu, de exemplu, nu văd realizare studiile, da. sau nu văd realizare căsătoria alții, poate da, uh -huh. sau nu văd realizare altceva. Și atunci, pentru fiecare, dacă e diferit, mă gândeam, oare cei pentru mine înseamnă să fiu realizată. Încă nu suficient realizată încât să spun că. Îs. Dar o realizare e faptul că am reușit să mă mut într-o țară străină fără niciun ajutor, cu 300 de roni în buzunar, uh -huh. <laughs> și să prind cumva rădăcini acolo, ca să mă simt acasă. Pentru că m-ai dus tu aici, hai să vedem cum ai ajuns tu la Cluj, de ce România și de ce anume Cluj. A fost o decizie spontană, nu neapărat am ales. Am fost în vizită la o prietenă în, to în primăvară uh -huh. și mi-a plăcut orașul. Așa de frumos și eram așa încântat și parcă oamenii erau altfel și am zis că eu vreau să vin aici. Și prietena mea a zis că, păi, fă un master aici. Asta am făcut. Mi-am luat actele, în vară am depus, am intrat la masterat și am și plecat. A fost atâta de spontană decizia că m-am trezit în Cluj. Așa, dintr-o dată, singură, aveam o singură cunoștință acolo, atât. Și eram gen, ce vă fac? De obicei, cele mai spontane decizii sunt cele mai bune. În orice caz, la mine așa a fost. Când nu analizez, când nu gândesc foarte mult, atunci iau cele mai bune decizii. Și la tine cu Clujul, cred că la fel a, a fost. Nu regret deloc. Am plecat acolo, că am învățat multe lucruri în timp. Am învățat, mă descurc singură și la nivel de acte, pentru că a fost groaznic la început. Uh -huh. Trebuia să alerg dintr o parte în alta. Nu știam unde trebuie să duc, ce trebuie să duc. Într-o parte în cerea una, dintr-o cealaltă altceva. Plus toate astea costau bani. Da. Uh, tocmai de asta, am zis că am rămas la urmă cu 300 de roane în buzunar, dintre care 200 i-am dat pe niște papuci, <laughs> care îi țin ca trofeu. Uh -huh. Și în timp, atât de bine m-am acomodat acolo, că chiar nu regret, îmi zic că a fost o decizie foarte bună, spontană, dar bună. Să nu fi fost uh, Clujul. În ce oraș crezi că, ce oraș crezi că ai fi ales din România? Din România, dacă te-ai la asta. București. Am analizat un pic și dacă ar fi fost să aleg, cred că m-aș fi dus la București. Văd un oraș cu oportunități. Uh -huh. Dar acum că sunt în Cluj, prefer să rămân acolo. Nu mă tentează să mă mut. Cel puțin momentan nu pot să zic că peste un timp poate mă mut. Că Acum, 3-4 ani în urmă, cineva de la IAMD mi-a luat un interviu din asta în scris uh -huh. și era întrebarea asta dacă plec din țară sau rămân. Și atunci am zis foarte, nu, de ce să plec? Eram așa foarte sigur că plec și cu lumea, că Am depus la masterat peste câteva luni de la interviul acela. Adică, atât de repede poate să schimbe lucrurile încât e greu să afirm că nu o să plec niciodată de acolo. Posibil da, da. să mă întorc în Moldova, posibil să plec mai departe de atât, nu știu. Ești persoana care. Nu vrea să spună niciodată, nu spune niciodată sau nu spune niciodată. Eu am impresia că dacă spui niciodată, anume asta ajungi să faci, Ceea ce ai spus mm -hmm. că nu, e niciodată. Exact asta o să ajungi să faci, fără să-ți dai seama și o să zici că oh, am zis în zadar. Mm -hmm. Iată, ce e pentru tine acum acasă? Clujul sau Republica Moldova? Greu. <laughs> Greu de răspuns. Ambele cred, pentru că la mine însăși cuvântul acasă nu neapărat înseamnă țară. Și ca să înseamnă locul unde eu mă simt bine, mă simt în largul meu, mă simt, nu știu, confortabil, așa încât să nu să nu trebuiască să joc un rol. Uh -huh. Deși se pare că zilnicăm anumite roluri. Vreau să mă simt relaxat. Și în momentul în care la Cluj a început să mă simt acasă, atunci când m-am mutat la chirie și nu mai stăteam în cămin, nu stăteam la chirie, aveam un colț al meu și mă gândeam că acum sunt acasă, pentru că acolo eu mă simțeam în largul meu. Exact așa, când vin în Moldova, dacă merg la părinți, mă simt acolo acasă, dacă merg la sora mea în vizită, mă simt acolo acasă, pentru că nu încerc să fiu altcineva. Uh -huh. Și inclusiv Moldova și Clujul ambele case mele. Da, nu poți acum. Nu, nu pot să fac o delimitare, pentru că, deși în ambele locuri mă simt diferit, acolo mă simt acasă deja parcă mi-am creat mediul meu. Uh -huh. Gata, sunt matur la casa mea. Mă rog, da. încă nu e mea. Dar în Moldova sunt rădăcinile mele și atunci când revin mă simt acasă într-un mod diferit, dar tot acasă. Nu pot să zic că străin aici. Uh -huh. Vin aici ca acasă. Ai spus că noi, practic, zilnic jucăm câte un rol și vreau să te întreb ce roluri ai tu în această viață? De om, de fată, de domnișoară, de iubită, de soră, de specialist, uh -huh. de colegă și pur și simplu un om străin care trece pe drum. Foarte frumos! Ce ne poți spune despre Cluj? Iată, cum ai descrie tu acest oraș? Un oraș frumos. Arhitectura Austin County, nu știu dacă ai fost vreodată în Cluj. Am fost pe o zi doar, dar am văzut da, e foarte te frumos. Te mai mult, dacă vrei îți fac și un tur. Vreau. <laughs> Neapărat, eu sincer, adică te invit, vină și tu cum m-ai invitat la voi, zic și eu, vinit la Cluj. Uh -huh. uh, e un oraș frumos, plin de oameni frumoși, adică cel puțin că mergi pe drum, nu sunt oamenii triști, nu sunt oamenii încruntați, sunt foarte mulți tineri, adică e mult mai tânără vârsta oamenilor uh -huh. care se vezi pe stradă. Probabil e un oraș uh, al studenților, tocmai de aia, mai ales acum după pandemie, că au revenit studenții și sunt puterea da. și Clujul nu mai este așa pustiu cum era înainte. Uh, îmi place acolo și înțelegi mai bine de ce... Îți place Cluj până nu rămâi acolo pe mai mult timp. Uh -huh. Începi să vezi diferențele doar după o jumătate de an, un an chiar, până... Dar ca turist, ai ce vedea. Uh -huh. e, foarte, e foarte frumos Clujul și, și e liniștit și îți dă un fel de siguranță. Ceea ce, de exemplu, nu-mi dă Chișinău acum. Ori că am plecat și am cam uitat și străzile am cam uitat care transport și unde merge uh, Și de fiecare dată sunt panicat și alerg dintr-un colț în altul Doar de pentru că nu mai sunt așa obișnuite cu locul, locul. De câți ani stai la Cluj deja? Mulți, o mulți, sunt trei, doar Acum, o jumătate de anul urmă, cred că am postat ceva pe net și am zis că Sunt trei ani de când sunt la Cluj Am postat și o poză în care Arătam cum arătam acum trei ani când am plecat și una -am văzut cât de mult m-am schimbat inclusiv la aspect. Uh -huh. m a influențat Clujul, cred că eu zic în bine, dar cam așa. Iată că ai menționat despre asta că te-ai influențat Clujul, vreau să te întreb. Noi cu siguranță ne schimbăm pe an ce trece, dar cum crezi, cum te-ai schimbat tu anume datorită acestui oraș? Cred că mi-a părut dorința mai mare să evoluez. Uh -huh. Dacă până atunci scopul meu era să fac licență, masterat, doctorat, să-mi găsesc un job stabil și acolo să rămân, acum scopurile mele sunt cumva că trebuie să cresc. Oricât de mult nu mă ridic, tot îmi pare că prea puțin știu. Uite că pot să mai învăț și asta, pot să mai învăț și asta, pot să încerc și asta la altă. Și atunci... Depinde și oamenii care te încojoară Evident și în timp Am văzut că anume în partea asta de Cluj Partea profesională m-a motivat Să vreau să cresc mai mult Să învăț altceva, să evoluez Partea și financiară uh -huh. Dar anume asta Cu partea profesională Cred că cel mai mult m-a influențat Nu pot zic că sunt alt om Dar este un pic pentru că deja de trei ani locuiești acolo, aș vrea să te întreb, să vedem dacă ne poți spune diferența dintre, ce diferență ai văzut tu între oamenii de la Cluj și Republica Moldova sau din România și Republica Moldova mai bine? O să zic Cluj, pentru că n-am fost în toată România, bine. chiar foarte puțini orașe le-am vizitat. Să vizitezi Timișoara neapărat, eu acolo am studiat. A -a. Eu tot spun că Timișoara este orașul studenților, deci tot ceea ce ai spus tu despre Cluj, spun eu despre Timișoara. Timișoara, e pe listă Sibiu, Brașov, astea toate să sunt pe lista de vizitare. Deși stau de trei ani cumva să o promit că n-am prea vizitat aproape nimic. Uh -huh. Am și nimerit în perioada în care am plecat, două luni până am rezolvat cu actele și ce mai trebuia iar hop, pandemie, stai în casă. Da. Și atunci eu cum am dus cu ideea că e oraș studențesc, o să fac din prima lună, m-am și scris la ceva Uh, ONG-e, că eu sunt voluntar, să fac treburi, că hop stai în casă. <gântu -i> A fost un pic da. panică, dar acum cât Cluj și au revenit la viață, eu zic că oamenii nu neapărat sunt diferențe. Mi se pare că oamenii din Moldova sunt mai triști. Uh -huh. Sunt mai triști, nefericiți, supărați. Cu mai multe probleme. Da. Ori privesc diferit probleme, Dar nu da. cred că cei din Cluj nu au probleme, probabil au și ei, doar că oamenii din Moldova dacă văd cuiva îi merge bine, uh, sunt să că de ce și nu -mi nu merge. În loc să vadă asta ca pe o parte pozitivă, să zică, bă, trebuie să mă inspir de la asta, să fac și eu la fel. Uh -huh. El se întristează cum că mie nu o să-mi reușească. Direct uh, înainte să încerce să supără și se să întristează știi că nu o să-i reușească, deși nu a încercat. Uh -huh. Că, cel puțin așa mi se pare pe drum când văd, într-un magazin, oamenii striști. Și atunci mă gândesc că tristețea asta vine de la frustrările care le adun în timp și greutățile pe care le au zi de zi. Uh -huh. Trești și nervoși. <laughs> mă tot certat o doamnă la magazin că spăla uh -huh, pe, jos. Roz. Și am intrat și nu vezi că spăl. Și am zis, ok, atunci de ce magazinul e deschis? închide -o? Da, exact. Tu ai stat la cămin. Da, primele trei luni. A, puțin, da, foarte puțin până la pandemie. Uh -huh. Și atunci m-am mutat cu o prietenă, pentru că și ea era singură. Și eu, dacă rămâneam în cămină, trebuia să stau singură acele 15 zile care se spuneau la început. Și am zis, o, ce -o rămas două săptămâni, hai că venim să stau cu tine astea două săptămâni, să vedem că așa era. Dar am stat două luni și. și atunci, după două, astea două luni, am hotărât că hai să putem o chirie mai mare. Uh -huh și s-a achit și eu, să nu stau la tine ca oaspitră, dar să fim deja colegii de apartament. Și așa s-a întâmplat. Că deja atunci, după ce ne-am mutat la o chirie mai mare, atunci am început să mă simt acasă, după cum am spus. Aveam colțul meu, camera mea, da, m-am da. -am amenajată cum îmi plăcea mie, eu glid, chestii ce ce la Cămin nu era. Voiam să te întreb despre experiența la Cămin, dar nu știu dacă, totuși e o perioadă mai scurtă. Ce ne poți spune despre experiența asta la Cămin? Cu câte fete ai stat? Doar un una sau? Nu, noi eram cinci fete în cameră. Eu dar și întreb, <laughs> pentru că și eu am fost cinci, de mă gândesc poate la voi. Cinci, diferit. pentru că eram și eu anul întâi, deși uh -huh. masterat, dar oricum întâi. Uh, am mai stat cu o fată din Moldova uh -huh. și celelalte fete erau din România. Erau și, el era, două erau la licență și încă două la masterat. Toate eram în grupe diferite. A fost interesant, nu pot să zic, n-am rămas prietenă, dar ne salutăm de fiecare dată când ne vedem cu fetele. Eu și ele, dacă aveam programuri diferite, ele erau la licență și aveau alte ori. Eu eram la maserat și majoritatea orilor mele erau după uh -huh. masa. Cumva ne și vedeam mai puțin, practic seara, salut, ce faci? Cum da. la tine? Și atât. Și după aia am și plecat de la camin, cumva, uh -huh. să promit că n-am interacționat foarte mult. Dar nu pot zic că a fost o experiență rea. Totuși, am crescut de vârsta la care puteam să stau la Cămin. Cât am fost în Moldova, am stat la Cămin, cred că trei ani. Uh -huh. Și după m-am mutat la chirie și după chirie e greu să revii la cămin, adică da, te obișnuiești da. cu spațiul da. tău și e greu să împarți în spațiu atât de mic cu patru oameni. Da, da, voiam să zic că în special atunci când nu e doar o fată sau bine trei, dar cinci e mai, mai complicat, caractere diferite, păreri diferite și tot așa. Tu des menționezi despre prietenă, cu spui cuvântul prietenă și vreau să te întreb, crezi în prietenie adevărată? Da, există, doar că Mă gândesc că există și la pretenie o limită, adică nu, te, nu poți să prognozezi că prietenia o să fie pe viață sau că trebuie neapărat să înceapă din copilărie. Oricând poți să-ți faci prieteni și oricând poți să îi pierzi și nu neapărat cu motiv. Adică uh -huh. trebuie să înveți să lași oamenii să plece și să revină atunci când simt. Există prietenie, și acea adevărată e cred că atunci când nu neapărat vorbești în fiecare zi. Nu neapărat uh -huh. vă vedeți în fiecare zi. Sunt am prieteni, de exemplu, și în Moldova, nu doar acolo, cu care nu neapărat ne vedem des, ne vedem odată o dată jumătate de an sau chiar nu întotdeauna când vin în Moldova reușim să ne vedem, dacă cumva avem programe diferite. Și atunci, asta nu înseamnă că nu mai suntem prieteni, suntem. Dacă mănii mă sună și îmi cere ajutorul, eu o să fiu acolo să o ajut, pentru că uh -huh. asta înseamnă prietenia, să-ți ținere reciprocă, și prietenie în un interes. Da, da, am mai auzit această frază, da, și deja sunt și eu de acord. De la început eram sceptică, dar acum sunt și eu de acord că e un interes, într-adevăr. Și tu ai spus că îți este frică de singurătate și că ai vrea ca oamenii să fie alături de tine și vreau să te întreb ce semnifică pentru tine oamenii în viața ta. Cred că oamenii care ne înconjoară sunt un fel de oglinzi ale noastre. Tindem să adunăm în jurul nostru oameni care ni se aseamănă, uh -huh. oameni cu interes, iarăși comune sau nu neapărat, oameni de la care vrem să învățăm ceva, oameni pe care îi vedem ca exemplu sau oameni cu care pur și simplu ne simțim bine, nu știu, să ies la o cafea și să se zic, nu știu, nu neapărat ce mi se întâmplă rău, să-i zic ce mi se întâmplă bine și să zic că hai ce mă bucur pentru tine, dar să fie bucurii din asta sinceră chiar omul cel să bucur pentru ceva care de fapt nu-l privește. Și invers tu pentru omul cel exact așa. Când ai o reușită, un succes și tu să te bucuri, de parcă te bucura pentru tine. Deși pentru tine asta nu neapărat are vreo importanță. Uh -huh. Tu, iată, ești o persoană emotivă? Da, plâng repede. Când ai plâns ultima dată? Vai, nu știu când am plâns ultima dată. Ah, e banal. Deci mă vezi acum frumoasă cu bucle. Mm -hmm. Dar eu nu știu să le fac. Și... Am mai văzut uh, această istorioară pe story la tine. mi-am cumpărat, eu plac, bun. Am zis, hai să mă văd singur. Am pus un tutorial pe YouTube, nu era nimeni acasă, m-am pus, am încercat. Culmea, în partea asta mi-a ieșit destul de bine și eram încântată deja de mine, practic mândră. Și când am dat în partea cealaltă, numai nu mi a ieșit. Nu știu, cred că eram și lucrasem foarte mult în perioada aceea și eram și obosită că atâta mi-a trebuit, am început să plâng că nu-mi ias buclele și atâta de de prostesc pare dar la momentul acela asta m-a afectat și am plâns pentru că aveam nevoie să mă descarc, după ce am plâns mi-am șters ochii și te simți mai ok m-am spălat pe cap și am zis că, că okay. îmi și am drept îmi stă bine mai învăț o cândva Astăzi cum ai reușit să faci aceste bucle frumoase? la salon, ah. cel mai simplu, te duci te le faci și ești frumos am înțeles. Tot încă nu îți nu reușești așa să faci. Nu, am învățat-o să învăț vreodată. Îl pui pe prietenul tău să te ajute că n-ai vreun eveniment ceva. Atunci l-am și sunat, atunci i-am zis că nu, nu mi-e, sunt bucur. și am zis că las că vin acasă și îți fac și am <laughs> da, despre facultatea de filologie și jurnalism. Cum ai ajuns și cum te-ai decis să anume aceste specializări, jurnalismul în 2 ani? L-ai studiat sau totuși ai filozofat? Jurnalismul masterat. Nu, nu am analizat masterat asta... aici. Am rămas așa în aer. Cu... Am fost la examene, doar că mi-am luat actele și le-am depus la Cluj. Uh -huh. Pe cum de aia. acolo da, n-am făcut jurnalism. Acolo uh -huh. am făcut asistență socială. Uh -huh. La filologie nu m-am dus că neapărat voiam să fiu profesoară din română. am zis că ce știu eu să fac mai bine? Că, na, voiam din, să lucrez, să ajung să lucrez din ceva ce îmi place să fac. Și am uh -huh. zis, ce știu eu să fac? Să scriu. Ok, unde să scrii? La jurnalism, la filologie? Mai duc la filologie. Am mers, am depus actele, am intrat la buget și eram așa mândră de mine că, în sfârșit, măcar acolo nu cheltui. Uh -huh. <laughs> și am și terminat acolo. După cum spuneam, m-am și angajat la universitate în anul doi. Și facultatea, cumva, a fost uh, un loc unde eu m-am descoperit. Am, Atât de tare m-am maturizat atunci în perioada aceea, pentru că mă simțeam deja un adult cu responsabilități. Eu, chiar dacă stăteam la cămin, trebuia să-mi achit căminul, uh -huh. uh, trebuia să-mi asigur uh, haine de Îți dai căminul, că... totuși tu. Nu era gratis. Pentru nu, bine. nu, 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 uh nu. -huh. Și mă gândeam că Trebuia să-mi asigur mâncare, haine lucrurile astea cumva mă puneau pe treabă și tocmai de-aia mi-a încătat și job. După care m-am gândit ce urmează. Hai să fac un masterat în jurnalism, să văd care e diferența dintre filologie și jurnalism, deși deja lucram copywriter la un site mai mult românesc atunci, era acum este în Moldova. scrieam texte, descrieri de produse, articole diferite și acolo am învățat mult mai multe despre cum să scriu un text, cum ce înseamnă SEO și așa mai departe. Uh -huh. Și atunci am zis, hai să merg să cresc în partea asta. M-am dus la jurnalism, doar că am învățat un an și am luat actele, <laughs> m-am dus la Cluj și acolo m-am gândit dacă tot mă duc, hai să învăț ceva nou. Uh -huh. Pentru că nu știu de ce mi s-a părut că jurnalismul foarte mult se cu filologia și am zis, hai să învăț ceva nou, că aici am un descres, deja, baza mi-am pus-o, pot să învăț și singur ceva nou. În partea asta, altă, nu. Și am zis că să merg la asistență socială și am uh, depus la masterat în drepturile copiilor. Uh -huh. Acolo am început să-mi descoper traumele din copilărie, să mi le analizez, zic că, oh, da, asta eu fac așa pentru că în copilărie am făcut așa. Sau uh, să înțeleg mai bine copiii, să interacționez mai bine cu ei. Uh -huh. Că am zis că dacă cândva o să fiu mamă, o să cresc un copil sănătos, uh -huh. mental cel puțin. Iată, să nu fi fost tu, să, să nu fi fost copywriter, specialist, SEO, cum crezi, în ce domeniu te-ai fi regăsit? Muzică, posibil. Posibil, a fost un vis așa, nerealizat, să zic. Am vrut la muzică încă după clasa nouă și mama mi-a zis că da, o să ai bani de muzică, <laughs> scump. Și mai ales că Majoritatea care se duc la muzică învață și un instrument muzical Și când s gândesc, mama că sora mea e profesoară de muzică s a gândit că iar era mușă cu un acord de Să cumpăr sau mai rău de atât Cine știe ce mai vrea uh -huh. Și atunci am zis că Decât să implic părinții în cheltuieli Care cumva nu le pot suporta singură Mai bine merg acolo unde o să mă descurc Fără neapărat bani uh -huh. Și am mers la filologie Am zis că aici eu mă simt în largul meu Acolo învățam de plăcere Nu erau disciplinele care nu țineau de cursul meu cumva uh -huh. și atunci era în largul meu. Filologia acolo era. Ce pasiune ai tu acum, în afară de scris? Ce-ți place să faci în timpul liber? Încă brodez, să știi. <laughs> Deși mult timp n-am mai văzut nimic, acum brodez cu mărgele din ale mici. Da, da. E un lucru migalos, dar uneori am nevoie de asta. Îmi pun, nu e știu, o terapie. O carte, da, îmi pun o carte, audio pe fundal, un film, ceva, un serial, uh, un podcast, un interviu de undeva și zice asta și cu ochii okay, mi-s concentrați la ce aici fac, da, urechile ascultă în partea cealaltă. Sau, nu știu, merg la o plimbare, ies cu o prietenă, citesc ceva, rar citesc, acum rar citesc și îmi pare rău, mi-am pus pentru 2023 scop să citesc mai des, dar după ce toată ziua stai în texte, scrii, gândești uh, cum să faci o idee, o reformulezi de 3-4 ori, când ajungi seara nu mai vrei să vezi litere în fața ochilor, adică vrei uh -huh. cumva să ai ceva, dar diferit. Și atunci începi să cauți ce mai poți fac? Despre specialist SEO, ești specialist SEO, ce ne poți spune despre acest domeniu și cum l-ai descoperit? L-am descoperit în timp ce am început să lucrez pentru magazinul despre care îți spuneam. Uh -huh la început n-aveam idei ce înseamnă SEO, am văzut numai anunțuri așa, Că de cât să caut specialist copywriting și SEO și eu mă gândeam, vai domn, ce mai înseamnă asta? <laughs> și m-am dus, am zis din start că nu știu să fac asta, în schimb știu să scriu, m-am pus chiar atunci testare, nu, scris în text la... despre asta, am scris, eu plăcut ce am scris, m-am și -am angajat, nu m -am dacă am diplom în domeniu mm -hmm. sau... Și pe parcurs, uite, ar trebui să facem și asta. Și eu nu știam nimic. Și v-am zis că învățăm, da. da, când noi atunci era și compania era proaspăt deschisă în Moldova și mi-era greu la început, venea a verifica, nu, așa nu-i bine, hai din nou <laughs> și tot așa. Eu am învățat pe parcurs, altcineva mai simplu, cum faci un curs și gata. Da. Eu n-am mers pe partea asta, dar mă gândesc, poate ar trebui să fac eu un curs pentru cei începători, să răut mm -hmm. eu pe alții să pornească mai ușor calea ca asta, nu neapărat să treacă prin facultate și încă vreo 2 ani de job ca să ajungă la același punct. Uh -huh. Despre pasiunea de a scrie poezie, acum aș vrea să vorbim. Când ai înțeles că anume iată, tu scrii poezii bine sau ție îți place să scrii gândurile prin rime? rime. Da, exact. <laughs> de mică, eu cred că primele poezii le-am scris pe la 10 ani. Mm -hmm. am, am și o publicație într-o carte, nu știu unde, fi undeva este, de la 12 ani că acolo scrii vârsta, poezii despre copilărie, am participat la ceva proiect, nu mai țin minte, uh, după care toate concursurile unde vedeam poezii eram și eu, inclusiv cât eram în uh, liceu, tot mm -hmm. așa, toate concursurile despre patrie era, țin minte că anual un concurs, am participat prima dată în glumă, așa am zis că hai să văd dacă am talent și am luat loc întâi. Mm. Și după aia am zis, hmm, particip și la anul, că era premiu mare și scopul era să ajung acolo Și următorul an am luat premiul mare și am văzut că nu mai am unde la concursul acela Am zis, hai să caut altele, mai mari Și atunci am început să particip deja la cele naționale mm -hmm. Și tot așa, cumva, la început participam că asta era o sursă divinită, apropo uh, Pentru că erau premii bănești mm -hmm. Nu neapărat mare, dar era un plus și plus îmi plăcea să-i duc mamei acasă diplomele, era așa încântată da. de ele mai mult ca mine și atunci am zis că hai că bucur măcar pe ea Parcifam și îi duceam câte una uh -huh. și care, care a fost prima ta poezie pe care ai scris-o și te mândreai cu ea foarte mult și ai înțeles că da, asta e o poezie foarte bună, trebuie să o arăt prietenii, prietenului, familiei și tot așa Eu majoritatea le postam pe pagina mea de Facebook atunci, așa, printre poze și mai aveam, dar una pe care am zis că vreau să o împart, mi ai și zis să mă gândesc la două pe care ați vrea să ți le recit da, și da. E una din ele, e o poezie despre mama și despre trei copii pe care îi are mama, inclusiv eu, uh -huh. pe care am scris-o într-o dimineață când deja stăteam în chirie singură și m-a sunat într-o dimineață mama, cred că era ora 6, să mă trezi din somn ce faci, nu faci treabă. Și atunci, cumva de la asta m-am inspirat să scriu o poezie. Nu e lungă, are vreo trei strofe, dar o reprezentat deja cartea mea de vizită, peste tot unde, unde merg, o recit pe ea, pentru că uh -huh. dacă nu o recitam eu, mi-o cerea cineva din public și atunci am zis că asta trebuie să fie peste tot cu mine, inclusiv aici o să fie. Da, aștept, vreau să o reciți vreau să o aud și eu această poezie, dacă... Acum? Da. <laughs> Stai să mi amintesc. Da, da. de deci, ți-am spus că în cazul în care nu le-ai le, le memorat, atunci le-ai lângă tine no, să le citești. Nu, că nu e așa mare, dar am zis că de emoții să nu uit vreo două, trei cuvinte mm -hmm. și în caz că am nevoie să trag cu ochiul. M-a sunat de dimineață mama. Întreba pe acasă când mai vii. Iar în glasul ei simțisem teamă. Azi e singură, dar are trei copii. Mi-a tot povestit despre grădină, ce a sădit, pe unde a mai strâns, ce a vorbit odinioara cu o vecina, însă nu mi-a zis de câte ori a plâns. Mi-a că se coace poama. Plin de dor sunt strugurii din vii. M-a sunat de dimineață mama. Azi e singură, dar are trei copii. Foarte frumoasă. Totuși știu. Da, n-ai avut nevoie de telefon totuși. Da. Vreau să te întreb, cine sau ce este inspirația ta în a scrie poezii? Inspirația au fost uh, lucrurile reale care mi se întâmplau la moment. Au fost un fel de refuziu. Adică fiecare din noi, când are un punct greu, simte nevoia să expună asta, să scoată, să-și uh -huh. spună oful, cum s-ar zice. Și cineva merge la psiholog. Da, eu am scris poezii. Poeziile sunt. <laughs> da. scrisul e psihologul tău. Da, aveam nevoie să spun lucrurile care mi se întâmplă, dar nu simțeam nevoie să o spun unei persoane neapărat, adică mă lui. Uh -huh. Și am zis că le scriu așa ce simt atunci pe loc. Și pentru mine asta a fost uh, o, un mod de a-mi scoate ceea ce mă durea și te lăsa acolo, separat, pe foaie undeva și cumva după aia eram mult mai eliberată, adică nu eram așa uh, să zic, în depresie. Spuneam uh -huh. tot ce mă doare, în scris. Uh, poezii vesele, nu prea am, adică la modul ăsta oamenii fericiți nu prea scriu poezii. Da, chiar într-adevăr mă gândeam și eu la asta și într-adevăr așa mai de obicei întâlnim uh, poezii triste. Da, da, da. În general arta cumva... E legată cu partea asta de tristeță, zici mm -hmm. că e mai profundă decât adică fericire, fericire, e așa de -un moment și îți dai seama că ai fost fericit abia după ce a trecut fericirea, pentru că înțelegi că ai pierdut-o. Însă partea cu tristețea sau nefericirea o simți mai profund, te doare, cumva ține și mai mult, cred că. Eu am înțeles că îți fericită abia acum, că nu scriu. Și eram, cea, Cred că ți bine. Asta voiam să întreb, dar atunci când ești bine cu tine, când ești fericită, împlinită, ce ține de viața ta profesională, viața ta personală, ce facem? Nu scrii poezii? Pentru că o să te simți bine cu tot? În primul rând în cu tine? perioadă nu prea scriu și mai am momente în care zic că la o prietenă așa mi dor să scriu o poezie, dar n-am inspirație pentru că îți prea bine. Când ești împlinit, cel puțin în cazul meu, mă simt, nu am ce să scot. Uh -huh. Adică eu sunt foarte bine. De ce să mă plâng de ceva dacă n-am de ce în să mă plâng? Și atunci inspirația iarăși nu vine oricând. Ai nevoie de o anumită stare, de un anumit moment sau, de exemplu, ai nevoie să fii singur. Uh, și eu nu iubesc să fiu singură uh -huh. Atunci mai rară singură Și atunci iarăși Dar se întâmplă să mai scriu așa cu Câte poezii de asta scurtă De 4-5 rânduri pentru că am nevoie Eu să mi-amintesc că încă n-am uitat Să uh -huh. unesc acolo câteva propoziții Să sune bine sau Încă nu știu dacă o să mai scriu După, poate perioada în care am scris a fost, s trecut Dar am scris atâta încât să sunt mulțumită de mine că e suficient, cred că mm -hmm. momentan. Tu, în interviul pe care l-ai oferit, la fel în ai scris la Iamedea, ai spus că um, visul tău este să ai propria ta carte cu poeziile tale. Tu ai știi, interviul ce? Da. Că eu și... l-am căutat la un moment dat și nu l-am mai găsit. Este, este. <laughs> Da, chiar ieri l-am deschis și eu mi-amintesc de acel interviu, dar și l-am citit și chiar când a fost publicat, dar acum trebuia să mi-amintesc și ai scris despre asta și vreau să te întreb despre acest vis, această carte, acest volum. Să știi că ideea încă este, e acolo pe raft, am pregătit titlul, am pregătit manuscrisul, adică tot este, doar trebuie să spun pe roate. nu am motivația neapărat acum să o fac, nu mă grăbesc, nu simt nevoia să o fac acum, pentru că Cumva și financiar planurile mele să duc cumva în altă parte. Posibil, mm -hmm. nu știu, poate la, anul, poate peste un an în doi ani de fapt. Da. Tu. Uh, pentru că dacă și o să vreau să lansez, mi-ar plăcea să o fac în Moldova. Aici sunt mm -hmm. oamenii cei care, cumva, i-am inspirat atunci, care s-au regăsit atunci în textele mele. Eu eram aici când le-am scris, și când o să lansez cartea, vreau să fiu acasă în Moldova posibil să fac și lansare și acolo, doar că sunt mai puțin. cercul de oameni e mai mic acolo uh -huh. și eu am crescut și cumva nu neapărat avem nevoie de foarte mulți oameni în jur. Tot în acel interviu ai mai spus de încă un vis. Ți-amintești? Nu! No. Deci ai spus că ai vrea să colaborezi cu interpreți din industria muzicală românească. Și acum, acest vis tot încă mai există, te-ai mai gândit la asta, ai analizat sau ți-ai ieșit din cap? Îs deschisă la colaborări de genul, deși în ultima perioadă n-am prea postat poezii și probabil de aia n-am ieșit în evidență cu partea asta de talent, dar am colaborat. Nu neapărat am voie să spun cu tine, dar am uh -huh. scris texte pentru, pentru muzică, pentru melodii. Super. O să-mi spui mie în nu la cameră, că mi-e interesant. <laughs> Super, mă bucur pentru tine și în anul 2023 cred că dacă o să ai Sper, ocazia... dacă sunt propun... Unde este oferta acolo, este și cerere și invers. Dacă uh -huh. o să fie cerere, de ce nu? Adică pe partea asta nu am o problemă să scriu la comandă. Mm -hmm. Am nevoie de un subiect în care să mă regăsesc. Și dacă subiectul subiectul celălalt, cumva ce am trăit eu, mi-e ușor să scriu. Mm -hmm. Dar sunt. Um, Iată, ai primit comandă de vreo oarecare poezie, dar tu nu ai putut să o scrii și ai refuzat. Pentru că nu simțeai că e despre tine sau e pentru tine. Um, odată mi-a cerut cineva un text pentru piesă în stilul generației Z cumva uh -huh. mai copilăresc cu mulțimii de englezismi și am zis că nu, nu cred că mă regăsesc am crescut de acolo și nu sunt eu omul care vorbește cu englezismi, mai degrabă îți fac cu, cu uh -huh. că e mai mare problema acolo, dar am zis că nu cred că o să mă îndescurc și nu încerc să mă impun să fac cei ce nu pot. Uh -huh. Dar dacă subiecte mai profunde, sunt acolo. Iată ce calități trebuie să aibă un copywriter să fii deschis spre nou și deschis spre critică pentru că întotdeauna o să există cineva mai bun ca tine și o să ai întotdeauna ce să înveți partea bună e că și să schimbă lucrurile și atunci trebuie să înveți să fii în tempo cu schimbările cu ceea ce cere piața cu ceea ce consumă publicul și tu trebuie să fii acela care află primul de mm -hmm. noutățile astea. Dacă rămâi în urmă, e mai greu. Mm -hmm. Iată, care, în afară de ceea ce ai spus tu acum, la final, care este cea mai mare provocare pe care o întâlnești în domeniul tău, în tot ceea ce ține de scris? Ingleza. Oh. <laughs> M-am și înscris la curs datorită acestei probleme pe care o întâmpinam. Mi-am dat seama că aici e punctul unde eu trebuie să cresc acum. Și am zis că. O să fiu mai bună dacă o să scriu bine în engleză, așa cum scriu în română. Că nu să mm. traduc câteva chestii scurte și nu știu Nu, să scriu așa încât să știu gramatica cum știu a românii. Să învăț baza bună, după care să pot să gândesc în limba asta. Nu doar mm. să scriu așa. Și acum m-am înscris la curs, am zis că ce provocare în 2023 învăț să scriu în engleză. Iată care sunt... Uh... Top trei scopuri sau trei visuri din 2023 care ai vrea să le realizezi. Prima ți-am spus-o deja. Da, de <laughs> am și făcut am... primul pas, încă din 2022 fiind am uh -huh. aplicat la un curs. Uh, o alta, altă provocare ar fi să măresc venitul, să-l dublez. Nu o să zic cât și cum, dar vreau să-l dublez. Uh -huh. Și a treilea vreau să depun la școala auto. Mm -hmm. Mă fac și eu suferit. Poate așa motivați să-mi cumpăr mașină după, că așa nu am. Da, succes, cu siguranță o să le realizez. Pe cumva 3. mai mult materiale dorințele momentan, mm -hmm. pentru că pe partea morală îs îți bine și-ți mulțumită. O să mai lucrez la stima de sine, o să mai lucrez la, cum am zis, la dicție, dar. Scopurile principale sunt cumva fizice, să le simt că sunt făcute și bifate acolo. Uh -huh. Dar ce înseamnă pentru tine banii? Existență. Uh, libertate, cred că. Pentru că din momentul în care nu -i ai, nu te simți liber. Trebuie să lucrezi în continuu și ești cumva um, într-un stres continuu, că trebuie să-ți asiguri, nu știu, traiul principal. Poate că alții se simt liberi pentru că are o sursă de venit din altă parte sau sunt părinții mm -hmm. sau sunt, nu știu, alte ajutoare. Dar în cazul meu, eu cumva am tins mereu să nu depind financiar de nimeni, să mă pot întreține singură și atunci când eram cu un salariu micuț, era cumva o presiune, Vai, cum așa nu vine salariul și imediat trebuie să achit nu știu ce sau cum venea așa pleca, direct, chirie, studii, nu știu ce și rămâneai la urmă cu 300 de lei. Ce fac cu ei? Trebuie să mănânc? sau îmi cumpăr un sacou nou. Da, Atunci mi se pare că e libertatea. Lipsește presiunea asta asupra ta și nu ți se lasă umeri atât de tare în jos. Mm -hmm. O să vreau un pic să vorbim și despre aspectul tău fizic, părul tău roșcat, deosebit și frumos. Cum te-ai decis la această culoare și când? Cum ți-a venit în general ideea că, iată, eu vreau să fiu roșcată? După cum ai spus și tu, Deciziile vin spontan și de obicei sunt cele mai bune. Am văzut o poză, urmăream o vlogeriță din Rusia uh -huh. și s a schimbat părul tot așa de brusc, adică când urmăream eu la început, era brunetă și, și brusc s-a făcut rășcat și a ăsta intens și am fost o poză în lumina soarelui și așa de frumos arăta și ea arătat la o prințință și vrea și eu așa și a zis, hai că -te fac am dus, am luat vopsea de colorant. Singure, nu ai fost da, la salon. Da, singure. Ea e, făcea cursuri de hair stylist mm -hmm. și atunci zis, hai că te fac eu. Am luat vopsea, am dus acasă, am pus vopsea în cap și că stăteam cu, cu vopsea o genul de colorant, mă gândeam, vai doamne, da, dacă nu ies, ce fac? Că nu pot să mă vopsesc ca doua zi înapoi când pic tot părul din cap. Dar când am văzut rezultatul, eram neobișnuit, dar eram încântată de ce văd și au, era și seara atunci, am, m-am pus la somn și am uitat că vă pe păr. Dimineața m-am uitat în oglindă și m prima reacție, da. Eram așa, mai de mine, ce schimbare, cum mă duc la facultate? Colegii nu mă să cu schimbarea încă. Da, reacțiile au fost pozitive, dintr-o dată foarte multă atenție. Oamenii se uită la tine așa, pe, da, la, da. La, pe drum. Uh, opresc pe stradă și îți spun, vai ce bine arăți sau îmi place culoarea părului tău și merg mai departe. Dar n ai avut uh, momente în care te gândeai, dar ce o să zică lumea? Anume, această frază persistă în viața ta? Te interesează ce spun cei din jur despre tine? Atunci când mi-a părul, nu m-am gândit ce o să zică lumea, m-am gândit ce o să zică mama. <laughs> Și nu i-ai spus din timp, nu, nu am o... pregătit-o. Nu, nu, dar nu a fost o decizie spontană încât să-i zic din timp. Și am trimis o poză și a zis, nu mai jucat cu Photoshop-ul. Și am trimis un video și a zis, ai găsit un filtru din ăsta de-a voastră de pe internet? Nu mama, nu. Au zis că îți bat joc de părul tău și atât. Adică reacția nu a fost neapărat foarte încurajatoare, dar i-am zis că e decizia mea și dacă o să mă plințesc, cât acolo crește, adică nu noi... mm -hmm. Dar nu ai reușit să te plictisești, după cum se vede, dar ai avut când nu. ai, mai ales în primele săptămâni, poate sentimentul ăsta că regrezi, că ai nu, făcut din această decizie. Nu, contră, decise. eram foarte încântată. Dintr-o dată îmi venea să experimentez și cu stilul vestimentar, cu ce culori mi se potrivește, să fac dintr-o dată și mai mult, nu știu, coafuri, să zic așa, bal îl în coc, uh -huh. ba, îl în coadă, ba, două cosițe împletite, Oops. două cosițe împletite, adică eram cumva mai mult tentată să experimentez și poate asta tot a fost un plus, că mi-a ajutat foarte mult la stima de sine atunci. Uh -huh. Eram așa, foarte rușinoasă, dacă nu știam oamenii, nu tare vorbăreață mă făceam, dar după am prins la curaj. Uh -huh. Și plus, iarăși, e altfel când mergi pe stradă și toată lumea întoarce capul după tine, nu neapărat. Nu te deranjează da. asta. Copiii ei se trag foarte mult, se vede că culorile intense îi atrag. Mm -hmm. Că odată mă striga cineva de urmă, Ariel, Ariel! Și <grijine> da, <grijine> în spate chiar... mama lui, scuzați, scuzați! <grijine> tu, des, în podcastul de astăzi ai menționat prietena mea, prietena mea și deja știu că Daniela Costețchi a fost cea care te-a ajutat să-ți să vopsesc da, să mă mut în Cluj inclusiv Da, și vreau să te întreb Despre prietenia voastră, pentru că Da, chiar ea a fost cea care te-a influențat Să te muți la Cluj Ce ne poți spune Despre prietenia voastră? De cât timp prieteniți Din Republica, din Republica Moldova Vă cunoașteți de mult timp? Mm, eu eram încă în Moldova Când ne-am împrietenit, ea deja era plecată la Cluj mm -hmm. Cumva online Ne-am cunoscut uh, E un om bun Uh, e un om cu temeri, e un om cu curaj totodată. Face ce simte și cred că asta atrage publicul. Spune lucrurilor pe nume, așa cum sunt ele, uh, fără să aibă frica asta de a fi criticat. Uh -huh. că de multe ori spun, doamne, tu spui tot în online. Nu mai spune atâta. Sunt lucruri care nu pot să le spun, de exemplu, eu. Nu știu, chestii de exemplu, am fost la medic. Uh -huh. Nu cred că e ceva ce neapărat ar interesa oamenii, dar ea are curajul să spună despre orice problemă pe care o are și sigur să găsesc oameni care trec prin același moment și atunci se simt cumva încurajat sau să simt în aceeași da. oală, să zic. Pe urmăritoria asta și îi atrag că, că le spui e sinceră, și partea da. cealaltă, nu doar da, 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 da. partea bună. Da. Eu încă mai am de lucrat la asta. Mie mi se -mi pare că dacă mai spun și lucrurile care mi sunt întâmplă rele, nu poți evit că se vede și pe fața mea atunci că ceva nu-i bine. Dar de obicei încerc să le arăt mai mult partea pozitivă ca să mă gândesc că au problemele lor și da. ei atunci de ce să le mai aduc eu încă o parte? Adică problema mea se pun și pe umerii lor. Când... Mm -hmm. Așa. Un punct de bunătate acolo măcar. Iată ce înveți tu de la, de la Daniela, prietena ta? Huh, multe. Trei... Să știi că ne influențăm reciproc destul mm -hmm. de mult. Uh, principalul lucru e să, să vreau mai mult. Mm -hmm. Să nu mă mulțumesc cu ce am, deși bine ce am. Să vreau să cresc mai mult, și pe partea financiară și profesională și chiar în relațiile cu oameni să mă dezvolt, să mă cunosc, să lucrez cu traumele sau problemele care le am și așa mai departe. Olga se îndrăgostește repede? Nu știu. <laughs> mm, nu cred că repede. Care sunt acele calități care te-au cucerit de la prietenul tău Cristie, dacă nu greșesc? Da. Atenția la detalii okay. Era fo la început Și acum, îi de atunci Mi-a tras atenția că era foarte atent la detalii nu știu, De exemplu, ne-am întâlnit cu mai mulți Prieteni și eu am venit cu ceva Bomboneli, cola și așa mai departe de ceva bomboneli specifice și o ținut mâinii, ce bomboane îmi plac. Eu, când au venit ultima dată, următoarea dată la mine mi-a adus bomboni și ele sunt o grămadă de feluri. El a adus exact culoarea pe care am avut-o atunci. Eu am zis, el a văzut bomboni. Știi uh -huh. cum îmi plac. Uh, Atenția la detalii, modul în care încearcă să înțeleagă lucrurile. Uh, e genul de om care știe să oprească un conflict încă în. De incipient, adică eu nu încerc să am pretenții la ceva și direct să termin conflict, Și atunci, partea asta e foarte bună la un bărbat, să știi să ameliorezi un moment în care care ar putea exploda mult mai mult, dar uh -huh. de fapt îl oprește la stadiul așa, în care să nu ajungă conflict și îmi aferă partea asta de stabilitate. Uh -huh. Nu simt, nu e un carusel emoțional și cred că asta e o relație matură în care o ceartă nu înseamnă dispărțire, o ceartă înseamnă un punct pe care trebuie să-l rezolvi, pe care, din care trebuie să înveți ceva și de la el tot am ce învăța foarte mult zi de zi. Ce înveți de la el? Până și să am răbdare, să vreau să fac ceva mai mult pentru persoana de alături, să vreau să fiu eu punctul cel de sprijin pentru persoana de alături, nu doar el pentru mine, Uh, să nu mă simt singură uh -huh. și să nu mă simt singură și în lipsa lui. Adică dacă el e plecat undeva, are treabă prin oraș, asta nu înseamnă că e panică. Nu. Uh -huh. să întoarce Sau dacă nu se întoarce, <laughs> să fiu al, cumva bine eu cu mine. Uh -huh. Dar, momentan, suntem bine. Foarte echilibrați așa. Ce înseamnă pentru tine, dragostea? Cred că îi înțelegerea, îi empatia, îi respectul. În principal, respectul. Mi se pare că o relație n-ar funcționa dacă n-ar fi respect la mijloc. Indiferent de cât pasiune și emoții ar fi la mijloc, dacă nu există respect unul față de altul, relația nu o să țină, pentru că ajungeți la certuri și atunci dragostea nu se manifestă atât de mult. De exemplu, și atunci când este respect, tu știi că nu o să îl jignești doar pentru că așa îți vine să spui, mm -hmm. dar o să îi spui ce simți, prin ceea ce vezi. Tu. Uite, eu nu mă simt bine că în momentul în care tu faci asta. Mm -hmm. Și atunci el vede lucrurile diferit, dar dacă nu există respect, mi se pare că e pierdut. Adică în timp să ajunge tot acolo că e baza. Da, exact. Noi am vorbit că nu ești persoană care spui cuvântul niciodată, dar totuși aș vrea să te întreb: ce crezi că tu nu ai ierta niciodată în relație? În relație? Da, în relație, dacă totuși vorbim de dragoste. Cred că infidelitatea, n-aș ierta, pentru că mi se pare că dacă eu încerc să ofer asta, aștept și să primesc. Ok, nu vorbesc de relațiile care. Sunt deschise sau alte mici particularități. Dar, în cazul în care noi, de la început, am stabilit că suntem doar doi, sper că așa să rămână. Adică, trei doar în cazul în care hotărâm să avem copii sau mm -hmm. un cățel Îți amintești acum vreo strofă, poezie care a fost dedicată anume prietenului tău sau a fost despre el? Nu am. Nu ai. Nu. Nu mă așteptam, mă -aș gândeam că nu are cum să nu aibă. <laughs> nu, pentru că, după cum am spus, perioada în care... Sunteți bine și nu da, fost dar momente nici să... nu cred că... Cred că am crescut din perioada aceea în care aveam nevoie să spun ovurile în poezie. Acum mai le spun direct. Dacă mă deranjează ceva, hai să discutăm. Uh -huh. Și atunci n-ajung la frustrări, n-ajung la spărarea aia care vine să urlu acolo în suflet undeva. Nu am nici o poezie, nici nu m-am gândit la asta, nici nu m-am gândit că ai să întreb asta. N-am mai scris de mai bine de 2 ani și relația noastră e de 2 ani încoace. mm -hmm. Da, iată, curios. Eu mă așteptam de îndată că o să-mi spui ceva. <laughs> nu. Dar totuși eu ți-am spus mai devreme că o să fie două poezii preferatele tale care să le citești sau reciți a doua poezie care e. Am ales uh, una mai tristă, mă rog, toate sunt triste, una de dragoste, să zic așa, uh -huh. ca nu le spun pe ambele din același subiect. Atât, totuși, la timp am întrebat, totuși este despre dragoste poezia aceasta. Da, mai mult despre ce urmează după, <laughs> după dragoste. Uh -huh. Pentru că fiecare din noi a trecut cel puțin printr-o despărțire, și atunci există situațiile de după. Mm -hmm. Și atunci când am scris poezia, am trăit momentul, după care am uitat de poezia Și am regăsit-o peste un timp și am zis, hai doamne, dar mine chiar mă durea atunci. Deși eu mi e am scris. Nu. Da, și mi spărea spărea că bine atunci, că sunt ok. Dar din moment ce am scris asta, înseamnă nu era tare ok. Să ți-o Da. Stai, stai, <laughs> Copiuța. Cine-mi face fără telefoane? Pe asta nu știu atâta de bine, că n-am mai recitat-o de mult timp. Cu ea se numește. <laughs> Te-am revăzut întâmplător. Erai cu ea. Cu ea de mână. Și te priveam cu atâta dor de parcă nu mi eram stăpână. Nici să pășesc, nici să rămân și nici să strig n-aș fi putut. Prevind la voi, am înțeles că timpul nostru a trecut. Și mă durea să o văd cu tine. Mă întrebam, oare ai iubit? De nu ești fericit cu mine? Măcar cu ea. Fii fericit. Da, frumos și totodată într-adevăr trist. Atunci am avut nevoie să scriu uh -huh. asta. Pentru că eu, deși spuneam că în timp am învățat să las oamenii să plece, atunci încă nu eram pregătit pentru asta. Și mi-era greu, chiar dacă știam că e bine pentru... Emoțional nu poți controla, nici dacă înțelegi rațional că e bine așa, e mai bine așa, e o decizie bună. Emoțional nu poți explici inimii, sufletului sau ce mai este acolo, că de ce nu mai este omul cel acolo sau uh -huh. de ce tu nu mai ești acolo. Și am spus eu oferul. asta e una dintre poezii așa mai directă, uh -huh. de regulă era mai metaforică. Olga, eu aș vorbi cu tine foarte mult, dar din păcate nu mai avem timp și to e ultima zi la Chișinău și trebuie să-ți rezolvi problemele. Dar totuși, apropo, cum îți place mai mult, Olga sau Olea? Cum îți spun de obicei cei dragi? Înainte să mă chem la interviu, după ce, de fapt, după ce m-ai chemat, m-am zis hai să văd despre ce interviuri e vorba, ce podcast și am intrat și am dat peste primul video cu Olga Verbițchi. Uh -huh. Și exact întrebarea asta mă dat. O să-ți dau cam același răspuns, pentru că oamenii din România îmi zic majoritatea Olga, uh -huh. persoanele din Moldova îmi zic Olia. Uh -huh. Și nu mă nici nicicum, îmi plac ambele, unii îmi zic Olguța, mama în general, câteodată îmi zice Olița, deci uh -huh. nu-mi place, asta e unica care nu-mi place. Ambele sunt ok. Poți să-mi zici Olga, poți să-mi zici Olea, o să reacționez la ambele. Cum a fost și la Olga Verbițchi, cu ea am început cu Olga și am finalizat cu Olea. Așa o să fac și la tine. Acum o să-ți spun Olea și o să te întreb dacă există ceva despre care eu nu te-am întrebat, dar tu totuși ai fi vrut să spui despre asta. Poate mi-a scăpat. Nu știu ce neapărat ar interesa. Ce ai vrea tu să spui oamenilor care te vizionează, te ascultă și te urmăresc cu drag? În primul rând să creadă în propriul eu, să nu se descurajeze la prima nereușită, la primul nu pe care o să-l întâlnească, să mai încerci atunci când nu le reușești, că poate îi alor, lor, dar trebuie mai mult efort și să fie mai buni, mai înțelegători, să judece mai puțin și atunci când vor să critici, să încalți papucii celuilalt. Uh -huh. Să vadă ce e în spate și apoi și să. Și de chiar dacă încercăm să fim empatici, nu prea o să reușim, pentru că trebuie să treci tot parcursul, nu doar ultimii 100 de metri. Uh -huh. Eu, la final, am micile mele provocări interesante, care sunt, de fapt, întrebări. Așa, întrebări importante pentru noi, dar tu va trebui să-mi dai răspunsuri rapide și scurte. În primul rând, spunem două lucruri pe care lumea nu le știe despre tine. Oh, două lucruri repede? Da. <laughs> Cam tot știi lumea despre mine. Ok, un lucru despre care am spus în interviu ăsta că am învățat la școală internat. Uh -huh. Am spus, da. cred că, puțin în online, foarte puțin odată, cred că menționat așa printre altele. Și altul... Îmi place chitara. Hmm. <laughs> am învățat uh, câteva luni și vreau cândva să revin la asta. Da, măcar așa, ca hobby, ca partea de timp liber. Uh -huh. Chiar aș vrea să acolo, să te văd cum cânti la chitară, o roșcoată la chitară. Super. Mm, sună bine, <laughs> da, sună foarte bine. Aici trebuie să prelungești fraza. Viața este prea scurtă ca să mai accepti? Ca să mai accepti oamenii care nu te vor. Oamenii care îți vor rău, oamenii care nu te respectă. Este mai ușor să urăști sau să iubești? Uh, niciuna nu-i ușoară. Dacă ai fi putut alege propriul tău nume, ce ai fi ales? Vai, nu știu. Nu, nici măcar nu am un nume preferat de fată. Sper să am băieți. <laughs> uh. Dar de băiat atunci, care e numele preferat al tău? Mm. Vlad. Mi-a mm. plăcut de când eram mic, aveam o păpușă pe care o numeam Vlad, pentru că i-am tuns părul, dar era fată. I-am tuns părul și îmi părea că deja e băiat și i-am zis uh, Vlad. Vlad îmi place și Cristi îmi place. Mm -hmm. Și nu neapărat e influența de faptul că iubitul meu e Cristi. Mm -hmm. Îmi plăcea numele înainte să-l cunosc pe el. Mm -hmm. Așa, care este cel mai rău lucru pe care l-ai spus vreodată altcuiva? Rău? Da. Tu n-ai spot. Mm. Da. Și poate la momentul acela persoana s-a descurajat și n-a mai încercat. Sau mm -hmm. din cauza asta nu a reușit cu fost cu ideea de la început când o spat. Acum trebuie să-mi răspunzi cu da sau nu? Bine. Foarte repede. Ai furat ceva dintr-un magazin? Nu. Ai trimis cuiva poze indecente cu tine? Da Ai fost atât de biată încât, biată încât să nu mai ții minte nimic a doua zi? Nu Ai citit uh, mesaje în telefoane străine? Da Ai bătut pe cineva? Da Ai fost obligată să comunici cu oameni care nu-ți plac? Da Ai mâncat ceva după ce a căzut pe jos? Regula de deci, 5 secunde, da <laughs> Dar toți spun așa Ai spart un telefon de supărare? Da, fratelui meu. Ai mințit că ești foarte ocupată în timp ce stăteai întinsă în pat. Sigur, toată lumea o face câteodată. Da, exact. Și... Am pentru tine, desigur, un vin gustos de la Chateau Varteli. O să ajungi la Cluj și o să-l savurați cu un pește gustos cu criste, pentru că mulțumesc, se potrivește cu pește. Secretul e că nu-mi place peștele. Da, uh, nu-mi place. Da, bine că vinul ți place. Eu credeam că o să spui că nu-ți place vinul. <laughs> nu, no, nu, no, nu. No. Cu vinul am probleme. E din Moldova, totuși. Mulțumesc frumos. Îți mulțumesc, Olea, încă o dată că ai acceptat invitația mea și că ți-ai făcut timp, cum am mai spus și de la început, pe ultima sută de metri, să vi la mine și să vorbim, eu cred că te-am redescoperit, am aflat multe lucruri noi despre tine și îți mulțumesc că ai fost sinceră cu mine. Îți mulțumesc și eu pentru invitație, și, cum ai spus, că nu știu nimic despre tine, acum sper că știi destule, și mă bucur să te cunosc și eu, personal, cred că te-am mai văzut în online și nu știam că ai acest podcast aici, și îmi place că. Mi-ai scris, îmi place cum m-ai invitat, și chiar mă bucur foarte mult că am avut timp și am reușit să vin. M-ai prins exact în momentul potrivit. Da, eu am simțit.